Bă, salutare, sunt Viper și bine v-am regăsit la un episod din seria noastră de Rank Skywars de pe acest canal. Ne-am întors aici pe minunatul joculeț Hypixel. Bă, frate, deci serverul ăsta e vai de capul lui, dar nu există un server mai... E cel mai popular, așa că n-ai cum să o dai, adică efectiv asta este soarta. O să încercăm să mergem scout și să vedem dacă putem să facem ceva. What the fuck, de chestii am luat? Nu? Ți l-am salutat? Pot să nu mai pun blocuri ca un prost? Ok. Bă, chiar aveam nevoie de enchantment table-ul ăla, dar a zis tipul ăla să fie mai rapid decât mine, așa că nu-l vom lua. Da, deci toate acele iteme au fost duplicate-uri și două poțiuni. Ok. Și n-avem nici să ne facem chestplate. Ok. Nu o ducem, se poate spune că am avut și iteme mai bune. Dar va trebui să fim pe fază pentru următoarele oportunități. Ok, ne punem apa. Bă, dacă aș ști cine a luat enchantment, ok, dacă tipul ăsta vine pe mine, îl bat, că are, n-are nici el ce, da, are aceeași armură ca mine, numai că nu are bucat de protection. Ok, vreau să văd dacă mai sunt diamante la mid, pentru că n-ar fi celălalt. Abia m-am trezit, bă, băieți, dacă sunt mai, nu tăcut, dar gen am vocea mai tăcută, de-aia. Ok, hai să nu mai avem acest talent de a prinde și mie 5 block. Nu, o spune că vine pe mine. Ce m-a susținut tipul ăla cu bowshot-ul. Deci tipul ăla e un zeu, frate. M-a susținut efectiv. Ok, hai să faci... dar mai sunt de fapt în match. Ok. Știți care e faza? Eu nu știu unde e chest-ul pe mapa asta. Gen, bă, frate, nu-mi dau seama unde plâmbă, că... Gen, peste tot arată la fel. Și nu-mi dau seama unde ar trebui să pui chest-ul. Ok, se pare că e o oportunitate perfectă pentru clean-up. Ok, am luat și destul de multe diamante. Și tipul ăla e full diamond. N-avea enchantment. Cred că tipul ăsta e cam boss, frate. Uite și tu la el, e cam based, adică e full diamond, n-are ce să mai facă cu timpul. Ok. Gen, unde plămân vine chestul? Adică cred că trebuie să nu. M-a depășit. Na, am dat-o prea jos. Ok, m-a luat prin surprindere. Dar astăzi o să vreau să vorbesc, după cum ziceam, despre tastatură, pentru că dacă știți episodul trecut, eu v-am zis că mi-am cumpărat o tastatură de 100 de lei ca să o modez. E bine, nu mi-am cumpărat din nou nimic nou, dar am zis să încerc să o modez efectiv cu tot ce am prin casă. Și în primul rând i-am pus, aveam niște switch-uri brown pe care nu le foloseam, că nu mi s-au părut cele mai mișto switch-uri, dar le-am pus pe tastatura asta și pot să vă zic că pe partea de sunet se descurcă destul de bine și pe partea de feeling sunt ok spre meh. Deci asta este faza, gen brown-urile îs... Acum știu ce zicea toată lumea, pentru că am testat și red-uri și gen... Tu când apeși brown-urile rapid, se simt ca red-uri. Dar când le apeși foarte încet, se simt ca niște blur ciudate. Gen, e ca naiba. Ok, că vreau să iau kill-ul pe... Ok, știi că e unul în spatele meu. Bă, e bine că am luat eu ambele kill-uri și acum sunt mai șmecher. Ok, poate nu sunt mai șmecher, dar... din păcate am aruncat pe ambii în void. Vreau să văd dacă sunt... Mamă, ce insistent ești, bosuleț, de după refil. Da, nu sunt diamante aici, înseamnă că trebuie să luăm așa un mic push. Mamă, hai că mi-a dat un pic crash creierul la faza asta. Tipul ăsta chiar vrea să ne creeze un teren dificult tos de a ne lupta în el, gen... Ok, ce vreau să zic? Ce pula mea sunt cu blocurile astea? Cred că craftez blocuri acum. Ok, nu, n-a avut niciun sens ce am zis. Dar, da, practic mi-am pus switch-ul brown pe tastatură și acum se... Bă, se apropie de ceva ca lumea. Faza este că tot se simt un pic meh, dar de asta o să vreau următoarea chestie pe care mi-o iau și chiar că o să-mi iau chiar când intra locația. Este lube. Teoretic, tu n-ar trebui să dai lube la switch-urile brown cu lube-ul normal. Dar eu o să încerc, că de ce nu, gen, ei oricum sunt la limita dintre tactile și linear, deci nu știu ce o să iasă, dar ideea este că am găsit niște lube pe care pot să-l comand și din România, pentru că e destul de rar, gen, pentru cine cumpără în România și ceva, dar o să încercăm să ne facem. Și stabilizatoarele, bă, am stat să modez stabilizatoarele, gen, știi, stabilizatoarele de la tastatură sunt alcătuite din... plusurile alea negre și un wire, gen un cablu, nu cablu, bucățica de metal. Bă, și eu am modat părțile alea negre, dar ca să modez bucățica de metal îți trebuie lube. Și vă dați seama că n-am avut ce să fac.
Ok, ok, hai că l-am luat pe tipul ăsta. Bă, nici eu nu știu ce limba am început să vorbesc în acest clip. Dar da, am încercat să modez stabilizatoarele cât am putut, dar tot se... Efectiv, stabilizatoarele nu reacționează deloc cu PCB-ul și nu fac sunetul ăsta, dar ele gen au wire-ul ăla care e ca naiba și din ce am înțeles, ăla, dacă, nu, dacă după ce îi dai lube încă se aude, așa e stabilizatorul și n-ai ce să-i faci. Deci asta ar fi cam trist, dar ăsta are Sharpness 2. Nu știu dacă avem destul să facem așa. Na, nu cred că avem destul. Da, ne mai trebuie două levele. Uite-l pe Cicu. Ok, avem un speed, e bine. Și refill-ul este într-un minut. Exact într-un minut. Ok, o să furăm asta pentru că nu vreau să fie în mâinile nimănui. Și-a dat speed. Chain Pro ăsta... Dar are, cred că are sabie de fucking... are sabie enchantat. A, dar e singur, ok. Hai să nu ne dăm perlă pe el. O jucăm și noi mai safe. Wow, mi-am dat perlă ca... Mi-a făcut obsidian cu aia. Pă, bune. Cu aia, cum să-mi faci obsidian pe acest? Dacă mă moar aici... Da, frate, nu mai suport ping-ul ăsta de România. Gen, efectiv, tu te bați cu cineva și îți gozi. Bine, aici recunosc că și am jucat ca cel mai unul dintre cei mai Iron Division playeri. Mamă, dacă e fake chestul ăla, e ruptă. Deci dacă chestul ăsta e fake, e stricată situația, gen. Da. Bă, nu m-au perlă, asta e trist. Coaie, poți să ai tu ce refil vrei, că dacă ești clueless și dormi. Bine, oricum, trebuie să fim pe fază să luăm al treilea refil, ăla o să conteze gen cel mai mult. Bă, frate. Coaie, what the fuck are you doing, dude? Gen, chiar îți place să pierzi timpul. Ah, uitați băieți de ce îmi place mie să mă joc Rank Skywars. A și picat, n-ai cum. Ok, are 16. Și are internet din Cambodgia. Sper să nu mai am perle. Cred că are knockback. Nici eu nu-mi dau seama. Bă, copile. Gata. Gata că nu mai ai de tine jocul, dude. O să încercăm să luăm, cred că sunt și la mid două chesturi. Gen, o să luăm chestul ăsta și după o să încercăm să ne dăm perle direct pe mid. A, dar stă el la mid. Asta a fost cea mai bună perlă pe care am dat-o în viața mea. Da, deci trebuia să stăm la mid, pentru că gen el a luat 3 chesturi și am luat tot 3 chesturi. N-a fost chiar așa de stonks. Bă, frate, tipul ăsta e ca naiba. Cum am ajuns în ultimul refill cu el când e vai de capul lui? Ia să te vedem, frate. N-am fire resistance. Asta e... Cu aia ai fucking internet dintr-un sat din România. Da, deci eu cu tipul ăsta chiar așa de praf am ajuns. Wow. Da, n-am crezut, da. Bă, nu știu, poate tipul ăla era decent. Dacă nu se bloca, n-avem de unde să știm. Wow, un rating. Un rating. Hai să încercăm să facem acest un rating. Ca după aia să pot să fac Gold Division. Mamă, ce chestie. Pot să-l bat? Nu pot să-l bat. Da. Nu. Bun, lume, ne-am întors, bineînțeles, pentru a face clipul de acele blană 10 minute. Bă, deci mapa asta, eu cred că ar trebui să fie instant scoasă din queue. Mi se pare atât de proastă. Care pune XP-uri? M-aș fi dat înapoi. Îmi face și mouse-ul fițe. Ok, deci ce e cel mai enervant din... Minecraft-ul are un lag atât de ciudat. În primul rând poate fi de la polling rate-ul de la mouse. În al doilea rând, dacă eu îmi limitez frame-urile, se mișcă foarte prost, gen, dacă eu acum aș avea gen 500 de frame-uri, gen, nelimitate, adică dacă aș avea gen un PC mai slab ca să mă ducă doar 500 de frame-uri, mă rog, nu că ar fi la un PC slab, dacă ai idee în comparație, s-ar mișca mult mai bine. Dacă eu îmi limitez frame-urile la 500, nu știu, frate, are așa blocaje, stimpy, cu ochii roșii, nu-mi place acest skin.
Ok, hai că l-am bătut totuși. Trebuie să ne craftăm un chestplate. Bă, deci, ce cu toate itemele astea? Nu am loc. Ok. Suntem totuși încă 3 în viață. Și refilul este în 1.25. Ok, asta este o mapă mai ușoară de luare refilul. Gen, pe asta, bă, pe asta chiar pot să-mi dau seama unde sunt chesturile de refil, ceea ce e un lucru bun. Mă rog, cred că ce trebuie să fac efectiv, trebuie să-mi fac ori un replay, ori să încep să mă uit. Ah. Vom începe filmarea pentru thumbnail. Bă, deci am început să fac thumbnail-uri numai cu replay mode. Mi se pare că arată atât de bine. Se craftăm și noi așa două chesturi. Nu știu ce mi se blochează Minecraft-ul. Dar da, ce am observat este că tastatura se aude foarte șmecher. Gen, chiar dacă nu are stabilizatoarele perfecte și nu este cât de smooth se poate, îți dă așa un vibe așa. Bă, chiar cred că a fost o idee bună. Bine, acum cred că am tăiat asta din clip, dar am zis că o să vreau la un moment dat să fac o tastatură ca lumea și din am stat, bă, iar m-am documentat, bă, știi că eu să-mi fac o tastatură exact gen tastatura visurilor mele. Marco stă undeva la 1500 de lei, deci e o sumă destul de mare, ce-i drept, dar, na, tastatura. Deci asta este copilul meu. Oh, fuck, sunt copii jos, am uitat că sunt copii jos. Ok, hai că am luat eu un chest. Cred că am luat fire sword-ul. Ok, tipul ăla cade foarte lent în void. Ok, cred că e oarecum bine. Gen, tipul ăsta era full diamond. Mamă, dacă a făcut el... Te rog să iau apa, sunt prost și n-am putut să o iau. Ok. Mamă, de joc de parcă am un IQ. Da, cred că chiar am un IQ. Ce nu am... S-a dus apa. Deci, s-a dus apa, deci m-a omorât lipsa apei. Și nici nu mai am nicio apă la mine. Vreau să-l arunc pe tipul ăsta cumva în voi, dar nu se dovedește a fi posibil. Ce frate, eu dacă nu am apa asta sunt mort. Frate, te zici că ești tânăr și neliniștit la cum joci. Apă. Ok, hai că trăim cumva. Ce ai, de ce am dat atât de greu perla? Oh, copiii mei. Fire sword. Yes. Sunt pe drum bun. Bă, avem fire sword-ul. Nu știu exact ce iteme a putut tipul ăsta să ia, dar cert este că o să trec direct pe insule. Dar o să-mi trebuiască o insulă pe care nu și-a spart lumea chesturile. Se pare că insula asta nu este insula potrivită. Da, cred că și tipul ăsta se duce, face aceeași chestie sau își... Mamă, își craftează acolo. O, ce sabie de champion cu fire aspect. Bă, frate, dar toată lumea și-a chesturile. De ce? Coaie, măi, e la mișto. Da, chiar mai e la mișto jocul, n-ai cum să o dai. Azi nu putem să batem. Man, nu mai am healing. What? Ok, s-a aruncat jos. Băi, că am compromis meciul ăsta. Da, nu mai am healing, e fucking rip, dude. Să mor tu. Dude, mamă, direct în clip, bă, băieți. Chiar dacă a fost un meci un pic am... Bă, direct în clip. Deci ăsta o să fie pentru finalul clipului. Și tot n-am făcut gol, că am pierdut prea multe meciuri. Bă, ce naiba a făcut? A căzut în void? Aparent, cred că de la fire tick-uri, că nici el n-avea fire resistance. La un moment dat, efectiv, o luat un tick când o sărit și ori nu a avut perlă, ori nu a putut să o dea. Mă rog, cam atât a fost și cu acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like. I-am fost Azlă și noi ne vom vedea data viitoare. Salut!